binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Cred că și predicatorii câteodată ar vrea să aibă șansa să -și poată repeta predica. Mi-a plăcut ce a zis David. Trebuie să știm bine atunci când va trebui să ne prezentăm la convenție, să suntem fără greșeală. Și mă gândesc că mulți predicatori câteodată zic, dacă aș putea să facem noi că repetiții, dar nu că ăla în grădină față de alților. Eu chiar m-am gândit de multe ori, am ținut o predică, m-am dus înapoi în bancă, mi s-a părut că n-am zis tot ce am vrut și mai ales anumite îndemnuri din partea Domnului. Nu le-am ascultat și aș fi vrut, măi, dacă ne puteam să mai țin o dată, poate ieșa mai bine de o oară. Totuși, dacă întâlneți ușor, să cânte de mai multe ori aceeași cântare. La predicator, mai ales cei care nu cred în conserve, e mai greu. Și așa că mă rog cu milință Domnului și în această dimineață să ne dă harul să stăm cu curăție de inimă înaintea Lui și să fim gata să ascultăm ce vrea Dumnezeu să ne spună. Amin. În primul rând eu am auzit predicatori buni spunând, am avut un bol puternic în Duhul meu să mă duc într-o anumită direcție, dar nu l-am ascultat. Aveam pregătit de acasă ceva și nu vreau să mă încurc. Și același predicator, au fost situații când am ascultat acel îndemn și Dumnezeu a vorbit în inimii. De-aia spun, Dumnezeu să pregătească inimile mai întâi predicatorilor, să fie foarte receptivi la șoapta și la runda Duhului Sfânt. Amin. Și apoi să pregătească și inimile ascultătorilor. Amin. Avem înaintea noastră un cuvânt din Vechiul Testament și am auzit de foarte multe ori frat, suror, venim cu sintagma aceasta, la o învățătură pe care o dau uneori predicator. Ei, da, asta scrie în vechi. Asta e din vechi, frate. Noi nu trăim după vechi, noi trăim după Noul Testament. Domnul Hristos are o mențiune specială despre Vechiul Testament, care erau, de fapt, Scripturile. Când găsiți în Cartea Sfântă, în Biblie, acest cuvânt, Scripturile, termenul acesta definesc cărțile Vechiului Testament pe care evreii le aveau, din care Domnul Hristos a citat și din care au citat și apostolii. Și Domnul Hristos face următoarea mențiune despre Scripturi, despre cărțile Vechiului Testament. Cercetați Scripturile, fiindcă socotiți că în ele ce se găsește în Scripturi? Cum? Viața veșnică. În Vechiul Testament, viața veșnică. Am crezut că e numai nou. Sau în altă împrejurare, Domnul Hristos spune, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Nici puterea lui Dumnezeu. Dar tocmai ele, Scripturile, mărturisesc despre mine, spunea Domnul Hristos. Vreau să vă spun că e foarte important să citim în Noul Testament, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, lăsat nouă de Sfinții Apostoli, dar să citim și scrierile vechilor proroci ai Vechiului Testament, pentru că, de fapt, credința noastră e zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Adică și pe ce au învățat de la Domnul și ne-au lăsat scris, și pe ceea ce au scris scriitorii Vechiului Testament sub inspirație divină. Apostolul Pavel chiar face o mențiune când îi scrie o scrisoare lui Timotei, îi spune toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în evlionire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Noi ca oameni, ca și creștini, n-avem niciun drept să punem deoparte scrierile Vechiului Testament, considerând că lucrurile acelea au fost scrise pentru evrei. Că de fapt istoria lor și nu ne privește pe noi. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 10, vorbim despre ceea ce li s-a întâmplat evreilor. Și au fost scrise în Biblie. În Scripturi, în Sfânta Carte a lui Dumnezeu. El spune așa,
Versetul 11 din capitolul 10 din 1 Corinteni. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci lucrurile acelea pe care le-au trăit evreii, prin care au trecut ei, inclusiv pildele lor de neascultare, întâmplările, cum scrie aici în Corinteni, faptul că s-au închinat la idol, faptul că poporul a șezut să mănânce, că s-au sculat să bea, că s-au sculat la joc, că au curvit, că au făcut tot felul de lucruri, lucrurile astea prin care au trecut ei, spune Pavel, au fost scrise pentru învățătura noastră. Și în această zi avem un cuvânt din Vechiul Testament, o părticită din istoria lor, și scriu și știu și afirm aceasta cu toată responsabilitatea, că au fost scrise în Scriptură pentru învățătura noastră. Amin? Amin. Acum, Doamne, dacă vrei să ne înveți ceva din istoria lui Ezechia, învață. Important este să fim gata să învățăm. Să fim elevi. Cred că v-am spus odată, când ne-am dus la școală, cu dorința să învățăm, s-a început învățătoarea cu abecedarul. S-a început să ne spună A. S-a făcut acolo pe tablă, litera A, s-a făcut de asta, litera A. Cred că niciun copil din bancă n-a zis, să zice mâna tovarășa, doamna teacher, nu ea, ăla e ce? Ascultat, nu a vrut să învețe. De multe ori în biserici, chiar păstori renumiți, predicatori, oameni însoțiți de Dumnezeu, vin și dau învățătură și din bancă, elevii, studenții, arme așa. Am auzit eu pe YouTube cum e. Am citit eu cam cum se interpretează cuvântul acela. Nu e așa. Și a apărut un întreg folclor. A apărut ceva paralel pe lângă Biblie. Dacă poporul evreu în vremea lor aveau ceea ce se numeau atunci dati sau tradiție. Și Domnul Hristos îi apostrofează și îi condamnă și spune clar, voi ați desfințat porunca lui Dumnezeu și ați pus în loc datina voastră, tradiția voastră. Și astăzi sunt așa de multe interpretări care nu au nicio legătură cu Biblia. Din tradiție, din folclor. Sunt din cine știe ce fel de descoperiri, pe unde au avut loc. Dar nu se potrivesc cu Scriptura. Aș vrea ca în această dimineață Duhul Sfânt al Dumnezeu să ne ajute toate cuvintele care rostesc să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. Și ce nu pot eu să fac, să facă El. Are toată puterea. Cuvântul acesta de astăzi ne vorbește despre împăratul lui Israel. Dacă au fost în viața mea situații când am predicat aici în biserica aceasta de împărați păcătoși al lui Israel. Aduc aminte că am vorbit odată de Ahab, când vorbeam despre Ilie, Tishbit, veneticul Ilie și lupta lui pentru lucrarea lui Dumnezeu. Adversar era Ahab și Izabel. Despre Ahab există mențiunea aceasta. A fost cel mai păcătos împărat. Cel mai rău împărat care a avut cele 10 seminții împărăția de nord. N-a fost niciun alt împărat, spune Biblia, care să se fi vândut să facă rău cum a fost Ahab. Și acolo e și o mențiune, nevastă, la Izabela ațâțala aceasta. Despre împăratul acesta care este astăzi înaintea noastră, Biblia spune în capitolul 18, începând cu versetul 1, aceste cuvinte. În al treilea an al lui Osia, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Deci Ezechia a început să domnească la Ierusalim, peste împărăția lui Iuda, în al treilea an al împăratului lui Israel, Osea. Acest împărat, când a ajuns împărat, când a luat tronul, avea 25 de ani. A domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. Și urmează câteva cuvinte care caracterizează pe acest împărat. Dacă despre Ahab am spus că era un împărat rău, un împărat păcătos. Despre Ezechia spune cuvântul lui Dumnezeu, el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Întocmai cum făcuse tatăl său David, sau străbunicul lui David, mai bine zis. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise.
Deci copiii lui Israel arseseră până atunci stămâie înaintea lui, îl numeau Nehushtan. Știți istoria acestui șarpe de aramă ridicat de Moise în pustie ca să-i izbăvească pe copiii lui Israel de mușcăturile acelor șerpi veninoși. Copiii lui Israel, cu înscurgerea vremii, au făcut din el un idol. Îl numeau Nehushtan. Și el, Ezechia, l-a dărâmat, l-a sfârmat. Loas. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeului Israel. Auziți? El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeului Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Dacă n-a fost niciunul așa de păcătos ca Ahab, n-a fost niciunul așa de drept, de bun ca Ezechia. Biblia spune, el s-a lipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răscolat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteeni până la Gaza și le-a costit ținutul, de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Deci găsim câteva cuvinte despre Ezechia foarte urmăritoare. În textul nostru de astăzi, îl întâlnim pe acest împărat, un împărat bun, un împărat care s-a lipit de Domnul, care a păzit poruncile Domnului într-o cumpănă a vieții lui. Într-un moment de răscruce. Și sigur că, câteodată, îți pui întrebarea aceasta, Doamne Dumnezeule mare și sfânt, de ce ai îngăduit ca peste omul ăsta să vină valul ăsta? Adică, păcătosul de Ahab face toate păcatele pe care și le putea imagina cineva în vremea aceea. Și când ascultă de hotărârea și de vestirea din partea lui Ilie Tisbitul, ce a hotărât Dumnezeu pentru el din pricina faptului că l-a ucis pe Nabot. Biblia spune că omul ăla, Ahab, se smerește înaintea Domnului, pune pe el un sac, umblă cu sacul acela, umbla umilit, smerit. Și Dumnezeu îi spune la Ilie Tisbitul, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Ei, pentru că s-a smerit înaintea mea, în felul ăsta, nu o să aduce norocirea în timpul vieții lui peste împărăția aceasta de nord, peste împărăția lui. Și în timpul vieții fiului său. Doamne, ții cont de păcătosul ăsta de Ahab și nu-i faci după faptele lui. Mai ești îngăduitor cu un astfel de om. Și acum e Ezechia un om care s-a temut de tine. Biblia spune, nu s-a citit, Biblia spune că s-a întâmplat în al patrulea an al împăratului Ezechia, care era al șaptelea an al lui Osea, a venit Salmanasar, împăratul Asiriei, a cucerit toată împărăția de nord, cele 10 seminții. A impresionat-o după 3 ani, a cucerit-o și a strămutat oamenii, i-a dus de acolo. Și în al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, adică un alt împărat al Asiriei, nu Salmanasar, a năvărit împotriva împărăției lui Iuda. A cucerit toate cetățile întărite ale lui Iuda și a pus stăpânire pe ele. Și apoi s-a apropiat de Ierusalim. Și te-ai de așteptat, dacă totuși împărăția aceasta lui Iuda a avut un om ca Ezechia împărat, care a sfârmat Astartei, care o tăiat în bucăți șarpele la care se închinau copiii lui Israel, care au îndepărtat stâlpii idolești să nu îngăduie Dumnezeu peste împărăția aceasta și peste omul acesta, așa o cumpără. Numai Ierusalim nu mai era în picioare. Cetățile întărite ale împărăției lui Iuda erau cucerite de vrăjmași. Și-ar fi mult de vorbit despre încercarea aceasta pe care a trecut acest împărat. Dar nu vreau să vă țin neapărat o lecție de istorie. Că am mai auzit critici în privința aceasta. Mai puțină istorie, frate Bara, și mai mult despre noi. Mai puțină istorie și mai mult despre noi. Vreau doar să vă arăt că omul acesta, într-o cumpănă grea a vieții lui, a avut îndrăzneala să meargă la Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat și Dumnezeu l-a izbăvit. Și apoi vreau să vorbim puțin despre felul în care noi ne raportăm la ceea ce vine peste noi în viața noastră de zi cu zi și felul în care noi mergem la Dumnezeu și cum încercăm și noi să rezolvăm anumite probleme cu ajutorul lui Dumnezeu și de multe
ori rămânem foarte dezamăgiți că nu se întâmplă nimic. Nu? Aici, în ceea ce s-a citit, se începe de unde, bineînțeles, Ierusalimul era amenințat de oștirea lui Sanherib. În capitolul 19 începe cuvântul Domnului când a auzit Ezechia cuvintele lui Sanherib, amenințarea pe care împăratul acesta Asiriu o adresat-o poporului evreu, el și-a sfârșit hainele, s-a acoperit cu un sac, s-a dus la casa Domnului, a trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logovătul și pe preoții cei mai bătrâni acoperiți cu sac la prorocul Isaia, fiul lui Amoț, și i-au zis, așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să vă-l jocorească pe Dumnezeul cel viu. Și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță, dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas. Că mai rămăsesc Ierusalim, restul țării era ocupată de vrăjmași. Și starea aceasta conflictuală continuă și, bineînțeles că împăratul are încă de lucru și cu alte popoare și îi trimite o a doua scrisoare lui Ezechia și textul nostru de astăzi ne spune cum acest împărat al lui Israel a luat scrisoarea aceasta și a mers cu ea înaintea Domnului. A mers cu scrisoarea aceasta înaintea Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Și în rugăciunea aceasta pe care fratele Mircea a citit-o, el spune, Doamne Dumnezeul lui Israel care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului, împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Și vreau să facem aici o paranteză. Noi suntem creștini și considerăm că și noi credem în același Dumnezeu în care a crezut Ezechia, da? Da sau nu? Sau este alt Dumnezeu astăzi? Mă uit în Biblie și văd câteodată câteva lucruri scrise despre Dumnezeu. Am mai spus de mai multe ori, când ne uităm la caracterul lui Dumnezeu, la atributele lui divine, la felul în care El lucrează în tot Universul, la planurile Lui pe care le face pentru o mie de neamuri de oameni. M-a întrebat cineva, chiar așa scrie în Biblie o mie de neamuri? Zic, da, păi și de la Adam până acum nu sunt o mie de neamuri. N-au cum să fie o mie de neamuri. Ar trebui să treacă sute de mii de ani. Biblia spune că El face pentru o mie de neamuri planuri. Dar nu știm toate planurile Lui și toate dedesubturile acestui cuvânt. Că sunt taine care sunt ale Lui Dumnezeu. Citim despre Dumnezeul acesta, cum scrie aici, în rugăciunea lui Ezechia. Doamne Dumnezeul lui Israel care șezi pe Ierusalim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. M-am uitat în Biblie. E impresionant ce cuvinte folosesc prorocii Vechiului Testament pentru Dumnezeul acesta la care se roagă Ezechia. Spicuiesc și eu câteva, nu multe, câteva. De exemplu, în Isaia, în capitolul 40, versetul 12, câteva cuvinte despre Dumnezeul acesta la care se roagă Ezechia. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma? Și a strâns sărâna pământului într-o treime de măsură. Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Spun oamenii de știință astăzi că se pare că pământul acesta este așezat într-un punct extraordinar de benefic pentru viață. Numai un pic mai aproape de soare și toată vegetația ar fi fost prânjolită. Un pic mai departe de soare și toată lumea aceasta a fost o lume înghețată și moartă. E așezat la punctul acela foarte important unde beneficiază de căldură, de apă, de soare, de toate lucrurile. Mai aproape de soare, elementele volatile, apa, s-ar fi evaporat, ar fi fost pierdută în spațiu. Mai departe de soare, ar fi înghețat, ar fi fost bog, nu? O rocă înghețată. Și găsim în Biblie că Dumnezeu, ca să facă pământul acesta, o cântărit
dealurile cu cumpăna. În limbajul de atunci, e lucru foarte interesant. Că toți oamenii ăștia care astăzi construiesc, știu eu, pe oceanele mărilor nave, care de mare tonaj, recalculează deplasamentul cu ajutorul legii lui Arimede, verificat așa la centimetru, la kilogram, la gram, forța vântului, loviturile valurilor, ca să reziste, ca să nu eșueze. Oamenii care sunt în stare să facă și ei lucruri, avioanele care putesc prin aer, care zboară prin aer, făcut multe încercări până au ajuns la un echilibru. De unde au luat-o? Au citit unii dintre ei, poate și în Scriptură, că și Dumnezeu le-a cântărit de la început, când ne-a întocmit. Spune Biblia aici, în versetul 26, ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după numele și roștirea lor. El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. La ce se referă aici cuvântul lui Dumnezeu? La toată oștirea cerurilor. În Psalmul 149 scrie că El știe numărul stelelor și le dă nume la toate. Spun oameni de știință, sunt miliarde de stele. Numai Dumnezeu știe câte sunt. Miliarde de galaxii, numai Dumnezeu știe câte sunt. Dar Biblia spune că El știe câte sunt și le dă nume la toate. Într-un psalm, vorbind despre același Dumnezeu la care se roagă Ezechia, psalmul 102, începând cu versetul 25, spune, tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri. Lucrarea aia mâinilor tale, cerurile vor pieri. Dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt. Și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu vor avea sfârșit. Adică, ce vorbeam odată de atributele lui Dumnezeu, unul din ele este veșnicia. Dumnezeu este veșnic. Ezechia se roagă la acest împărat. Și vreau să vă spun ceva și aș vrea să învățăm ceva. Ezechia merge la acest împărat și ca alți oameni din Biblie credeau în acest împărat al cerurilor, în acest Dumnezeu. Credeau. Va zice cineva, frate Bala, și noi credem. Și noi credem. Nu știu. Că faptele noastre s-ar putea să dovedească că nu credem. Împărații aceștia lui Israel, buni, care l-au crezut pe Dumnezeu, cum a fost David, cum a fost Ezechia, cum au fost încă unii dintre ei, Osea, împărații aceștia care, și oamenii aceștia din Biblie, care cum a fost Moise, care l-au crezut pe Dumnezeu, când s-au dus înaintea lui cu o rugăciune, găsesc scris în Biblie că au fost ascultați. Și trăim așa vremuri și noi ne rugăm și spunea la oameni de rugăciune cineva că parcă nu ne mai place rugăciunea, parcă nu mai există harul acela care era cândva, nu mai sunt lacrimi. Și mă gândesc că una din cauze este că nu mai avem, de fapt, o adevărată credință. În cartea aceasta sfântă scrie că oamenii au, în adevăr, o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Vă dau câteva exemple. Eram undeva într-o biserică, aici, în Canada. S-au făcut rugăciuni pentru bolnavi. Și unger cu un de lemn, și-au ieșit foarte mulți. Și am auzit o discuție. Cineva a fost acolo în față, s-au rugat frații, au unus cu un de lemn. Și-au întrebat-o pe persoană. Am auzit o discuție. Auzi, chiar crezi că te-au ajutat? Dar zicea, nici nu-i stricat. Nici nu-i stricat. Și eu sunt om așa care nu mă pot abține. Nu mă pot abține. Și m-am dus și am întrebat, de ce te-ai dus? Păi, frate, am făcut o încercare. Așa se merge la Dumnezeu? Nu. Ăsta e modul în care poți să te duci la Dumnezeu, să-L rogi și să-i implici în viața ta? Am făcut o încercare. Deci te duci, dar nu știi dacă te ascultă, nici nu știi dacă există pe undeva. Dar așa că l-a luat un plic. Așa se merge la Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, am găsit în Scriptură despre împărăția aceasta, despre care noi vorbim,
Nu știu câți chiar vor să ajungă acolo sau cred în existența ei, dar vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu. Am găsit scris în Biblie această afirmație. Legea și Ioan au ținut până la, legea și prorocii au ținut până la Ioan. Dar de la Ioan încoace. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Și acolo mențiune, cine dă năvală, ce face? Ajunge? Nu scrie că ajunge, ci că pune mâna. Vreau să vă dau un exemplu. Am văzut, și probabil și dumneavoastră, situația când o mașină încărcată cu pâine, cu pături, cu bațe de apă minerală au ajuns într-o zonă de sinistrați. Într-o zonă care de o săptămână oamenii nu au avut nimic de mâncare, nu au avut nimic de băut, au dormit în fric, au băit apa și au luat casele și s-au salvat pe un vârf de deal, undeva acolo. Și până la urmă au primit ceva ajutoare. Și am văzut imaginea asta, sau în zonele calamitate de război. Știți că sunt totdeauna când sunt două țări beligerante sau sunt două părți care sunt în conflict, există și victime colaterale, civili, care își iau o boceluță în spate și apoi o iau pe drumul Bejanului și ajung într-un loc unde nu mai pot merge. Și acolo se ridică niște corpuri și stau și așteaptă. Nu-i nici șegerătură, nu-i nici magazin alimentar, nu-i nimic. Și rândă de foame și mai bine cât un convoi cu ajutoare. Și am văzut cum dau năvală oamenii aia să pună mâna. Nu-ți da concurs cu altcineva. Nu interesează competiția. Îl interesează să pună și el mâna pe o bucată de pâine, pe o bătură, pe o stică de apă. Și să aruncă așa cu o tărâre înainte. Și compară cuvântul lui Dumnezeu, căutarea împărăției lui Dumnezeu cu o năvală. Dai năvală, să pui mâna. Și când colo loc să vezi năvala aceasta pentru a pune mâna pe împărăție, chiar și în lucrurile în care avem probleme de sănătate, de mergem la Dumnezeu ca la Lozenblick, ca la 649. Știți? Ați auzit expresia asta vreodată? Te duci la Dumnezeu ca la un joc de noroc. Poate lui, poate nu. Poate se va întâmpla ceva și poate nu se va întâmpla ceva. Dar mă duc, n-are ce să-mi strice. Și nu se întâmplă nimic. În primul rând, asta e lipsă de credință. Dacă cineva, că-s eu, că-s copiii mei, că-s soția mea, că-s tinerii de frumoși, că-s frații mei, surorile mele, vrea să se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El există, și ce face? Răsplătește. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu că o fi ceva, nu că pe undeva, pe undeva, o fi vreo divinitate, nu că, da, învățat de la părinți și nu-i vreau să fim și noi undeva sub o umbrelă, la adăpost, într-un cult, într-o biserică, că dacă cumva se întâmplă să avem nevoie, poate că ne prinde bine, că am fost noi la adunare, nu! De Dumnezeul acesta trebuie să te agheți cu toată puterea. Ca și cum e singura ta șansă și singura ta salvare. Nu să fii ca la Lozenblick. Iau și eu un număr, poate că știi ceva. Nu să fii ca la 649, ci să fii ca la Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul și căruia toate lucrurile îi scup putința. Amin? Amin. Dar de ce nu venim așa la Dumnezeu? Biblia spune că la unii oameni le lipsește îndrăzneala. Și de ce le lipsește îndrăzneala? Pentru că îi condamnă inima. Îi condamnă inima. Știți asta? Chiar dacă nu-mi recunoașteți nimic din aici. Eu am vorbit și eu cu mulți oameni. Am umblat o leacă prin lumea aceasta. Și am vorbit cu oameni. Se du-te înaintea lui Dumnezeu. Că dacă să mă ascultă pe mine Dumnezeu, frate, dar de ce să nu te asculte? Păi zice, na, eu n-am prea fost dus așa la biserică. Cum că în fiecare duminică te duci. Mă duc și eu așa să nu zică aproape nici nu mă duc. N-ai curajul să-i ceri la Dumnezeu nimic? Și aici descoperim de ce au avut îndrăzneală să meargă Ezechia înaintea lui Dumnezeu. Pentru că spune Biblia, omul acesta, Ezechia, împăratul acesta, o păzit ce este drept și umblat pe calea Domnului. S-a temut de Dumnezeu, s-a lipit de Domnul din toată inima, a trăit o viață sfântă, o viață curată.
o viață consacrată pentru Dumnezeu. Și atunci când trăiești o viață pentru Dumnezeu și ești stripit tare de El și te străduiești după puterile tale, nu când nu poți să faci voia lui Dumnezeu, atunci ai îndrăzneală, știi că Dumnezeu te ascultă. Dacă te vezi un păcătos și știi că ești un păcătos, deci pe nu mă ascultă pe mine Dumnezeu, care de ce să mă ascult? De ce am făcut eu pentru Dumnezeu? Există o mențiune în Evanghelia după Ioan, atunci când Domnul Hristos vindecă un bolnav. Și, mă rog, are o dispută cu mai mari religioși ai vremii de atunci. Și orbul ăsta vindecat de Domnul Hristos ajunge să vede socoteala despre lucrarea aceasta înaintea mai marilor și ăia mari zice, noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar ăsta nu știm de unde a venit. Și omul acela spune un cuvânt foarte important, e bine să-l învățăm, să-l ținem minte. Versetul 31, știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Pe acela îl ascultă. Dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Deci ți-ai pus odată întrebarea, când ai venit cu o cauză înaintea Domnului și nu s-a rezolvat. Și poate n-ai venit chiar ca la o întâi, poate chiar ai vrut să se rezolve ceva, că numai Dumnezeu o putea rezolva. De ce nu te-a ascultat Dumnezeu? Noi venim la biserică și de multe ori se spune, haideți să facem o rugăciune de cercetare. Și tot facem la rugăciune de cercetare și dacă ar fi să fim sinceri, ne ducem acasă de aici și n-am găsit nimic de condamnat și nimic de schimbat în viața noastră. Nu vi se întâmplă. Mie mi s-a întâmplat de-a lungul anilor. Și chiar am încercat să mai schimb câte ceva. Adică vreau să mă asculte Dumnezeu, vreau să rezolve Dumnezeu o problemă, vreau să mă ajute Dumnezeu într-o situație, vreau ceva pentru copiii mei, vreau ceva pentru fetele mele, vreau ceva pentru familia mea, dar nu sunt gata să mă lipesc de Dumnezeu cu toată inima. Poate crezi că El e Jehova Shur, stânca veacurilor. Că El controlează firul de păr care l-ai pe cap, poate crezi. Dar nu ești gata, îmi spunea un frate, și-o fost sincer. Cred ce spui fratele meu, dar nu sunt gata să fac asta. Nu sunt pregătit să fac asta. Dar nu știi cât mai trăiești și dacă mai ai timp să te pregătești cu asta. Înaintea lui Dumnezeu ar trebui să te duci ca un om al Sfintelor Scripturi și ca unii care au trăit și acum mai recent în lumea aceasta, dar au știut cum să meargă înaintea lui Dumnezeu și au știut cum să se smerească înaintea lui Dumnezeu și au știut să se cerceteze și să zică am ceva de dezbrăcat din viața mea, din trăirea mea. Că nu mă duc înaintea unui demnitar de care pot să-mi ascund gândurile și faptele. Mă duc înaintea unui Dumnezeu care știe ce gândești în odaia ta de culcare. Știe. Care știe exact ce o să faci și mâine. Pentru că Dumnezeul acesta, și erau multe versete, Biblia spune despre El că nu-i nevoie să-i spună cineva ceva despre cineva. Că El știe și gândurile care le vei avea peste 100 de ani, dacă mai trăiești atâta. Aici, în textul acesta, nu s-o citi tot. La un moment dat, împăratul acesta Asirii primește din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Pentru că acest împărat al Asiriei e foarte batjocoritor și foarte stăpân sau sigur pe el, spune aceste cuvinte. Cu mulțimea carelor mele am suit vârful munților, coastele Libanului. Voi tăia cei mai înalți cedrei lui, cei mai frumoși tiparoșei lui. Voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame. Am săpat și am băut alte străine și voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului. Și spune Dumnezeu acest împărat foarte pălos. Nu știi? N-ai auzit? Că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremuri străvechi. Ce-a făcut împăratul ăla păcătos? Dumnezeu de mult știa despre tine și a pregătit anumite etape în viața ta. Nu
te-a predestinat pentru ceva. Dar știa toți pașii pe care îi face și a pus anumite votare și ți-a pus înainte la anumite lucrări în față. Să intri în ele sau să nu intri în ele. Așa cum acest împărat a zis, de mult le-am pregătit. Și acum am dat voie să se împlinească. Când te duci cu mintea aceasta și cu raționamentul acesta înaintea lui Dumnezeu, atunci trebuie să ai o atitudine smerită și chiar să-ți faci o cercetare. Și nu s-a citit, o să citească poate în viitor, Ezechia la un moment dat, într-o altă cumpără a vieții, îi spune acestui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte că am umblat, cum? În nevinovăție. Cu mâini curate. Să te duci să-L implori pe Dumnezeu să facă ceva, să poți să-I spui, Doamne, cum a zis Iov, păi și ce-am făcut dreptate la poarta cetății unde m-am dus. Am apărat pricina săracului. Văd, v-au găsit în casa mea de post. Să-I spui la Dumnezeu, Doamne, tot ce-am găsit e condamnat în mine și am găsit ceva rău, am schimbat. Mi-am schimbat toaleta din gunac. Mi-am schimbat pieptănătura ca să scriu pe plac. Doamne, mi-am schimbat hainele. Doamne, am dat televizor afară din casă ca să implici în familia mea, să nu mai mă cer cu bărbatul în fiecare zi. Sau copiii mei să fie mai cuminți. Spunea un frate, aveam probleme cu copiii, până am scos toate jocurile pe care de afară. Le-am scos afară. Și după o săptămână au fost pace în casă, liniște. Nu mai erau duhuri peste copii. Vrei să lucrezi în Dumnezeu și ne cheamă frații la rugăciune cercetare, dar n-am făcut nimic. Se ducem acasă, o mai bătut câmpii și fratele ăsta ceva, n-am făcut nimic. Dar când îi la o problemă, vrem să lucreze în Dumnezeu sau mergem la El ca la un loz în plic. Doamne, poate, poate da, poate nu. Și dacă nu merge la Dumnezeu, merge la ceva medici. Merge la ceva medici. Dacă nu, Dumnezeu nu face nimic, merge la doctor, că fac doctorii. Vreau să spun că Dumnezeu ține în mâna Lui suflarea tot ce are viață. Deci medicii nu trec peste hotărârea lui Dumnezeu și peste voia lui Dumnezeu. El dă viața. În mâna Lui întunericul și restriștea, binecuvântarea și blestemul vin din mâna Lui. Vrem să învățăm ceva de la omul acesta? Omul acesta s-a dus la Dumnezeu și a avut îndrăzneala să ducă la Dumnezeu, că s-a lipit de Domnul și a umblat în căile Lui. Și Dumnezeu i-a dat izbăvire în situația aceasta. I-a dat izbăvire. Vreți să învățăm să facem și noi la fel? Mă uit câteodată și mă minunez. De ce oare? De ce oare? Nu se întâmplă miracole. Eu am fost copil și am văzut câteva. Tânăr, adolescent. Și au dreptate tinerii aceștia ai noștri care îi cred în biserică, care spun, frate Bala, dar acum de ce nu vedem așa ce spui dumneata? Că ne-am agățat și noi de Dumnezeul acesta. Și poate unii vinovați sunt părinții, care știu ce li se potrivește la copiii lor. Lumea aceasta. Dar nu o apropiere totală de Dumnezeu. Doamne, dă-ne harul acesta să te înțelegem cu adevăranță și să ne apropiem de Tine. Și să ne pocăim, să ne lipim de Tine din toată inima. Vreau să vă spun, lumea aceasta va trece. Lumea aceasta va trece. Decretul e scris și semnat și pecetuit. O văzut Ioan acolo în Patmos. Pe unul care a fost adus înaintea lui Dumnezeu și a luat din mâna lui cartea aceea pecetuită cu 7 pegeți. Lucrurile scrise acolo în carte și pecetuite nu se mai pot schimba. Este o tălmăcire în Scriptură. Lucrurile pecetuite cu sigilul împăratului nu se mai pot schimba. Și împăratul veșnicilor le-a pecetuit acolo. Și pentru pământul ăsta e decretat decretul. Cu tot ce este pe el va arde. Inclusiv cu oamenii păcătoși. Dar cine face voia lui Dumnezeu, știți ce spune Biblia? Rămâne în viață, Doamne ajută. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Frați și surori, spuneam la început că același Dumnezeu căruia Ezechia îi sluja, este și astăzi Dumnezeu. Și
M-am gândit oare să mai spun, pentru că mă frământa un gând aici pe bancă și poate și pe dumneavoastră vă frământ același gând. Aș vrea să vă spun că atunci când împărații pe vremea aceea ieșeau la război, erau într-un fel, din punct de vedere, un prim război spiritual. Pentru că ei își luau dumnezeii lor cu ei, în mijlocul lor, și dacă câștiga o bătălie împotriva altui popor, îl proclama pe dumnezeul lor imaginar mai mare peste poporul peste care l-a învins. Și acest Sanherib sau Sanherib, omul acesta a făcut același lucru. Și îi spune lui Ezechia și îi transmite mesaj să nu-l amăgești poporul lui Israel, să nu-l amăgești, să crezi că tu vei scăpa și că Dumnezeul lui Israel va face ceea ce ceilalți Dumnezei a celorlalte popoare pe care le-am nimicit nu au fost în stare să facă. Să nu-i amăgești poporul, pentru că și pe tine am să te nimicesc. Și după acest mesaj s-a dus Ezechia înaintea lui Dumnezeu cu această scrisoare și îi spune Ezechia lui Dumnezeu: Doamne, dar Tu nu ești un Dumnezeu ca Șalot. Tu ești un Dumnezeu care nu ești din piatră, nici din lemn. Tu ești un Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Și prin alte cuvinte, eu știu că prin Tine noi putem să câștigăm împotriva acestui împărat. Și-ar vrea să vă dau niște cifre. Poate de multe ori am citit acest pasaj și n-am băgat bine de seamă niște lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că imediat Dumnezeu i-a trimis un răspuns prin gura prorocului Isaia lui Ezechia și a spus așa: Fica Sionului sau a Ierusalimului râde de tine de amenințările tale. Dumnezeu a trimis un înger în tabăra acestui popor a asirienilor și a nimicit 185.000 de soldați. Nu de copii amestecați cu mame și cu soți, cu părinți. De soldați. Aș vrea să vă dau niște cifre. La Națiunile Unite, la New York, sunt înregistrate 220 de țări în lume. 220 de țări. Dumnezeu a nimicit atunci 185.000 de soldați. 99,9% din aceste țări care sunt înregistrate la Națiunile Unite, dacă s-ar coborâ un înger al Domnului și le-ar nimici 185.000 de soldați, 99% de țări n-ar avea atâția soldați. Ca o informație, Canada are 50.000. România vreo 80.000, Ungaria vreo 35.000 și prea puține țări ar avea 185.000. Și ar fi nimicit exact cum a fost nimicit acest împărat care s-a întors acasă. Dar mă frământa o întrebare. Și m-am întrebat cum să face că omul acesta, care era capul răutăților și a insultelor la adresa Dumnezeului lui Israel, a scăpat și l-a lăsat Dumnezeu să meargă acasă. Zice că s-a întors pe drum, s-a dus și a locuit la Ninive. Oare care era strategia lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu? De ce l-a lăsat să trăiască el? Și mi-a venit un gând, nu știu dacă este gândul chiar cel adevărat. Dar Dumnezeu l-a lăsat să meargă să se ducă să se închine în casa Dumnezeului lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, ne spune cum îl chema pe Dumnezeul lui. Să vadă Dumnezeu dacă el, acel Dumnezeu al lui închipuit, ar putea să-l apere, nu de vrăjmaș, ar putea să-l apere de fiul lui. Întrebarea mea este la apărat acel Dumnezeu, în timp ce se închina înaintea Dumnezeului lui închipuit, l-a apărat de fiul lui? Păi au venit fiul lui, doi dintre fiul lui, și l-au omorât și au fugit și ei, și unul dintre ei era luat loc. Vedeți diferența, frați și surori. Omul acesta s-a dus la luptă cu un Dumnezeu imaginar și a crezut că îl biruie pe un popor care aparținea unui Dumnezeu adevărat. Aș vrea să vă spun și dumneavoastră și mie în dimineața aceasta. Să ne punem încrederea în același Dumnezeu în care și-o pus Ezechia. Pentru că nu vom fi dat de rușit. Negreșit vor fi în jurul nostru, mai ales în vremurile în care trăim noi. Vor fi oameni care o să încerce să ne intimideze și pe noi ca părinți și pe copiii noștri.
O, Dumnezeul ăsta e un Dumnezeu al istoriei. Așa cum spunea tot, dacă bine mi-aduc aminte, tot asirienii. O, Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu al munților. Au câștigat că s-au bătut pe munți. Ia să ne coborăm în vale, să vedem ce va fi. S-au coborât în vale, s-a întâmplat același lucru. Pentru că Dumnezeul acesta, care a făcut cerurile și pământul, este un Dumnezeu și al munților, dar și al văilor. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Eu vă îndemn și pe dumneavoastră și pe mine să ne punem încredere, așa cum spunea fratele Nelubara, în acest Dumnezeu în care și-a pus Ezechia încredere. Dar în același timp, să căutăm să avem o purtare ca într-o zi. Dacă vom trebui ca să mergem înaintea lui Dumnezeu cu o scrisoare, dacă va trebui să mergem înaintea lui Dumnezeu cu o cerere, așa cum s-a dus Ezechia după aia, când a fost bolnav, să putem să spunem, Doamne, adu-ți aminte de mine. Că am umblat înaintea ta, cu credincioșie, cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Dacă putem să spunem aceasta. Nu prin neprihănirea noastră ne va asculta Dumnezeu, dar ne va asculta prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar am avea accesul să-i cere lui Dumnezeu pentru că am trăit o viață sfântă și curată. Domnul să ajute biserica în felul acesta. Amin. Amin. Vă mi să ne ridicăm în picioare, că vrea să mulțumim Domnului pentru această dimineață, iar în a doua parte să ne credințăm în brațul Domnului de la despărțire. Amin.